Bună ziua tuturor! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local și supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În totalitate. Mulțumesc! Avem și un nou. Supunem la vot aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 28.07.2022 și a procesului verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 18.08.2022. Cine este pentru? În totalitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiții pentru proiectul îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în orașul Chișinău-Criș de Zarat și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNG CIMM SA IFN, inițiator primar orașului Chișinău-Criș, domnul Florin Cernici. Da, după cum bine știți, și la ședința cu comisia am discutat lucrul ăsta. Vorba de drumurile agricole, trebuie aprobată solicitarea unei scrisori de garanție pentru lucrare. Procedura pe AFIR așa prevede ca orice, pentru a putea face plăți în derularea contractului, cerem un avans, iar avansul se garantează cu această scrisoare de garanție. Dacă mai avem întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Sistem Inteligent de Iluminat cu Energie Solară pentru pista de biciclete de pe strada Înfrățirii, oraș Chișinău-Criș. Inițiator primarul orașului. Așa, avem o finanțare de 40.000 de euro plus TVA prin GAL, Valea Microregiunea, Valea Crișului, sau cum se numește, pe nume de drum, nu știu să le spun pe tot până la capăt. Și am ales să facem un sistem inteligent de iluminat cu energie solară pe toată pista de biciclete de la pod până la ieșire spre Mascul. E vorba de 74 de stâlpi de iluminat, alimentați cu panouri fotovoltaice. Și pădării? Ulterior. Facem atâta finanțare, atât ne-am încadrat ca să o facem. Da, da. 40.000 de euro plus TVA. Mai mult. Cum? Zic, nu e o sumă foarte mare ca să te poți încadra și spre gări. Nu te încadrezi. Un stâlp de iluminat undeva la 400 și ceva de euro, cred că nu știu dacă nu, fără TVA, dar foarte bun. Nu știu, le-ai trimis? Dar n-am putea achiziționa noi din buget local pentru gări. Se poate. Că nu e o sumă. Bănesc că acolo oricum e distanța mai mică decât pe Înfrățirii. La o viitoare ședință să facem la... E la fel de nu știu dacă nu e la fel, e de la pod. E de la pod până la Mască. Dacă iei gării de aici, de la primărie, până la capăt acolo, e aproape. Dar bun, nu e o sumă ceva... De-aia zic că nu e o sumă mare și mai ales acolo nu se vor mai face lucrări majore. L-am pierdut pe Ovidiu, că mi se termină bateria. Deci asta propun, să achiziționăm noi spre gara. Și să luminăm și zona aia. Păi să vedem ce costuri fi, nu? Păi dacă e 400 de euro, lampă se calculează la ce distanță. Să faci și la astea alte, fiind lămpi cu panouri solare, nu-i nevoie de foarte multe avize, un simplu aviz de la mediu, care mai ales dacă mai mult ca sigură mâine cu bani la final de an. În fiecare an am rămas așa. Da, doamne. Da, și eu mă raliez ideii doamnei. Cred că ar fi bună, dar trebuie o rectificare de buget și financiar, nu știu cum. La următoare, dacă credeți. Da. Dacă există posibilitate și o potiță, am putea merge... Eu zic că ar putea. Putem să facem. Nu nicio problemă. Am două lucrări, deci înfrățirii cu... Îți două lucrări diferite cu siguranță, iar și asta cu măcar în salte, fel de decontrole și trebuie... Nu, da, așa și pe lucrare, pentru ce trebuie să bugetăm. Fără nicio problemă. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, unanimitate pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu propunere de alipire a imobilului înscris în CF numărul 309783 Chișinău-Criș
și CF numărul 309721 Chișinău-Criș, aflate în proprietatea privată a orașului Chișinău-Criș. Inițiator primar orașului. La ședința precedentă am avut o dezmembrare a trei imobile, toate în piața Avramiancu. Discuția era, și o reiau, aceea de a crea o carte funciară distinctă pentru băiețul cu Creșa. Am ajuns în faza în care reușim să unificăm CF-urile, cele două pe care le aveți în fața dumneavoastră, pentru a crea o singură carte funciară care să fie liberă de sarcini, să poată fi predată către cei. Bun. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu de concesiune asupra terenului situat în orașul Chișinău-Criș, strada Ilie Măduță, numărul 9, înscris în CF numărul 301-225 Chișinău-Criș, în favoarea lui Dan Dorin Horia, dobânditor al dreptului de proprietate asupra construcțiilor notate sub A1-1, număr cadastral, număr TOP, 301-225-C1, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Este vorba despre un imobil pe strada Ilie Măduța. Construcția a fost adjudecată într-un dosar execuțional. Dobânditorul construcției, domnul Dan Dorin Horia, a solicitat transmiterea concesiunii în temeiul legii 50/91, articol 44, care prevede faptul că în momentul în care construcția este înstrăinată, dobânditorul de drept, prin acte între vii sau succesiunea construcției, dobândește un drept de folosință în temeiul concesiunii pentru terenul aferent. Concesiunea a fost achitată undeva în spate de termen de către concesionarul anterior, astfel că va continua cu un nou contract de concesiune în piață cu domnul Dan Dorin. Aveți și actul de adjudecare la documentație. Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate pentru. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind emiterea acordului orașului Chișinău-Criș, solicitat prin certificatul de urbanism numărul 33 din 0806-2021 și numărul 35 din 0806-2021 în cadrul proiectului elaborare PUS și obținerea autorizației de construire parc fotovoltaic Chișinău-Criș, ambasament Chișinău-Criș, extravilan pentru utilizarea drumurilor de exploatare existente și constituirea dreptului de acces, uz și folosință. Inițiator primarul orașului. Da, e vorba de parcul mic, am numit mic, acum care l-a dezmari. Parcul de 50 de hectare care se face către Socotor pe partea dreaptă, pe terenul proprietate privată. Pentru construirea parcului au nevoie de acces pe drumurile agricole, drumurile care aparțin OAT-ului nostru. Bineînțeles, o să trece ca și condiții la momentul la care drumurile se deteriorează sau așa, să le ducă la starea inițială. Asta nu se spun și acum. Da, doamna. În principiu, vă scuze-mă, Simona, că vreau să devin. Eu zic că acolo mult mai mult o să se circule pe drumul național, pentru că nu prea au. Dar probabil la un moment dat o să intre și pe alea alte și de-aia cere acord. Sunt de acord. Doar că acum mă uitam să văd Solas Electricity, cine este sau ce fel de firmă este și văd bilanțurile contează, este o firmă din 2020-2021 și totul este depus cu minus, adică fără profit, fără nimic. Nu știu cine sunt, de unde sunt. Firma care face parcul mare de la Grănicer și parcul de către Țintea, pe partea dreaptă. Și acum o vor să facă profit. Parcul de la Grănicer, cel mai mare din... Parcul mare de la Grănicer. 1000 de hectare. 1700 de hectare. Tot ei îl fac. Acum, sincer... Deci firma e din 2021? Deci firma sunt o asociere de firme din câte cunosc eu, că i-am verificat atunci când am făcut concesiunea. Și zero angajat. Cum repet, adică noi neapărat noi, nu suntem în măsură să-i verificăm, doar că așa că o curiozitate... Cu siguranță nu au singura firmă. Profitul net minus 31.000-2021. Nu știu. Din ce fonduri sau cum o să realizeze fondul de Și a fost de european, asta la firmă de genul ăsta. Ăla mare, de către Sintea, fac de fonduri europene, asta mă înțeles ca o finanțare privată. Păi, fonduri europene clar n-au cum să obțină pe financiarele astea. Doar din finanțare privată, dar iar finanțare privată din ce fonduri? Că nu... Deci sunt pe minus.
Are treaba lor. Adică, na, e ok. Dacă doriți, deci chiar o să merg o chiar am fost curioasă, să stăm de vorbă cu ei, să vedem dacă au bani să facă parcul. Și am văzut, da, eu chiar aș fi curioasă să, nu știu, o firmă pe minus, în 2021. Deci acum am văzut-o și m-am uitat așa, o pură curiozitate. În fine, da. Pentru noi, ca oraș, analizând oportunitatea investiției, da, îi susținem până la momentul la care o realizează. Oricum, nu fac investiția pe terenul nostru. Terenuri private, închiriate de la cei cu pescăria. Da, eu sunt de acord. Da. Bun, dacă mai sunt nu știu cum se face. Supunem acolo cine este pentru. Unanimitate pentru. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chișinău-Criș în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Mihai Găliciu Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primarul orașului. Da, cu propuneri pentru reprezentanți. Da, vă rugăm propuneri. Da. La Liceul Teoretic. La Liceul Teoretic, dacă îmi permiteți. Le propun pe domnul Lasc, domnul Sătărean și domnul Dumitraș. Bun. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate și gata. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Chișinău-Criș în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației la Liceul Teoretic Mihai Găliciu Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primarul orașului. Tot așa, dacă îmi permiteți, îl propun pe domnul Tosan. Acum sunt propuneri. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chișinău-Criș în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Îl propun pe domnul Mialacă și domnul Tosan. Cum să facă față? Dacă nu mai sunt propuneri, spunem la vot cine este pentru. Unanimitate pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Chișinău-Criș în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pădureni Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Îl propun pe domnul Joarazei. Cine este pentru? Unanimitate pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Chișinău-Criș în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Cine? Pentru grădiniță o propun pe doamna Moca. Da. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local Chișinău-Criș în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației la Grădinița cu program prelungit Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Dacă îmi permiteți, continui. O propun pe doamna Țăreau. Doamna Țăreau. Așa, proiect de hotărâre privind... Cine este pentru? Scuzați. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor Chișinău-Criș pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primarul orașului Chișinău-Criș. Îl propun pe domnul Adrian Nadin. Da. Și nu mai iau cuvântul. Da. Mulțumim. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim frumos. Și mai avem un proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Chișinău-Criș numărul 79 din 31 mai 2022
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrației, aparatul de specialitate al primarului orașului Chișinău Cluj. Inițiator primarul orașului Chișinău Cluj, domnul Florin Flavius Chereș. Da, după cum v-am spus și la ședința de comisie, se comise o eroare la momentul la care am făcut mărire de salariu din la toți angajații primăriei, s-a emis funcția lui Cristian Turcii și care e postul de referent și vreau să modificăm să aibă și el dreptul să arăte ca celălalt. Modificarea constă doar în modificarea anexei numărul 1, cea pentru funcțiile publice, la poziția numărul 5, unde e funcția de referent a domnului Cociș. Eroare materială se corectează. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumim frumos. Dacă la diverse aveți ceva, domnul Mladin? Întrebare doar. Am zis că s-au făcut niște angajări în primărie. Organigrama o să fie actualizată? Nu, a fost postul vacant. Organigrama rămâne aceeași, pe posturi existente s-au făcut. Am înțeles. Bun. O să fac și o solicitare să mi se pună la dispoziție, când să vine și salarii și totul. După ședință. Aia e un anexă, nu sunt anexă salarii. După ședință vine să facă. Pentru funcțiile publice în anexa 1, anexa 2 l-a modificat. Dar cine a fost anexa? Pe care postul e vorba? Un post la poliția locală, un post la starea civilă, un post la resurse umane și asistență socială. Astea au fost vacante, astea au fost scoase la concurs. Și sunt ocupate toate? La asistență socială nu s-a ocupat, la poliția locală nu s-a ocupat, s-a ocupat postul de la starea civilă și postul de la resurse umane. Și la stadion am înțeles că s-a mai angajat o persoană. Așa e, știu. Organigrama. Chiar acum voi nu știți? E un organigrama lor, ba da. Aia zic, aia zic, bun. Dar cu ce post? Îngrijitor. Altceva, pentru că o să trebuiască să asigurăm baza. Normal ar trebui să asigurăm non-stop 24/24, pentru că e dat ca și obiectiv de aterizarea elicopterului zbor. Nu putem să o facem 24/24. Dar măcar în weekend-uri, când sunt și probleme la stadion, acolo am hotărât să rămâne peste noapte unul din cei doi care stăm. Dacă nu mai sunt alte probleme, o întrebare tot așa, scurtă. Referitor la legea asta cu fondul esențial, cu din 21 iulie, facem ceva mișcare atunci să, la da, care se pot încadra? Am primit de la prefectură o adresă în care aduc niște clarificări. O să facem o analiză din nou a tuturor dosarelor și pe ședința următoare o să vă pregătesc un raport al nostru al executivului cu privire la modul în care se soluționează. Eu zic și care unele dintre ele o să se poată, dar nu se poate. Toate. Păi măcar care se pot face prima urgență și da. Trebuie să vedem. Câteva cazuri diferite, unele cu două cepele, altele cu altele cu CAP, altele cu tot felul. Dar în care se încadrează în modificările astea care vin? 120 ceva de dosare, când avem depus, eu cred că undeva la 30 și 40 de dosare. Așa, dintr-o minimă analiză făcută până acum, aproximativ, de aceea, spun, ziceam că noi, ca și executiv, avem datoria să vă prezentăm situația lor în următoarea ședință după analiză și să facem și publică pentru solicitanți. Da, că mă gândesc că strada asta, prima care a fost construită acolo, Războieni, mă gândesc că acolo se poate aproape 100%? Nu neapărat. Acum nu vreau să mă arăt. Nu, în fine. Eu uităm de la zicoare. Zona Gării, acolo... Acolo, da, partea cu cartierul se încadrează. Acolo trebuie să... Da, asta la tine să analizăm foarte bine situația cu alea după strada Războieni, că acolo sunt cu două CF-uri și parcă în... Dar nu toți sunt cu două CF-uri. Nu sunt toți, dar aia zic că nu poți să rezolvă toți. Sunt cazuri și acolo care te poți rezolva, dar nu pe toate. Ce pot să vă spun și asta, cred că am discutat-o, de ce vrem să analizăm din nou dosarele, pentru a vedea care cărora li se aplică și cărora nu, pentru a nu face acea ridicare topografică, să nu cheltuie oamenii inutil în situațiile în care nici dacă nu se încadrează. Dar ei trebuie să fac altă solicitare acum, nu mai e valabil. Rămâne aceea solicitare. Rămâne, dar se face măsurătoare topo. Măsurători topografice și plan de situație avizat OCP, așa cum cere legea, nu le-am cerut să facă, tocmai pentru a nu-i pune la cheltuială.
Măsurătoarea se topo actualizată, nu înțeleg. Obligatorie. S-a mutat ceva sau cum? Da. N-are, oricum. Azi, tu ai un vecin în capătul grădinii. Da. Nu ați avocat. Ei au 100%, ei au 100% ridic. Nu, dacă vrei trecem în teren să vezi că n-au toți. Și atunci un vecin și-a mutat gardul 50 de centimetri, noi îl punem în proprietate cu terenul noi, conform legii, și o să vină vecinul să ne dea judecată de ce l-am pus în proprietate. Nu, se poate ridica de acolo. Dar am văzut că ei au ridicat și asta e deja. Pe planurile astea topografice semnează vecinii. Neluțu, Teo și tu. Și atunci ala dacă o accepta planul de situație, mi-a dat plan actualizat. Înțelegi? Ca să nu te trezești ulterior că vecinul nu e de acord cu ridicarea care știu, știu că am avut. Asta e ăla actualizat, că se semnează și vecinii. Da, mulțumesc. Oricum, cât mai rapid acum, oamenii așteaptă mulți. Acum a uitat legea domnului de câteva zile, când am primit de la prefectură? În iulie, în 21. Am primit niște clarificări acum. Acum s-a trecut, am primit clarificări cu astea. No, bun, mai încă o întrebare, firma asta care ridică acum gunoiul, pleacă? Nu știu, nu avem informații că a plecat, dar și căpătă. Bun, și, la noi, și mașina cu care zic, ridică nu gunoiul. Nu s-a făcut presiune asupra lor ca să le ducă și să facă și vineri cu plasticurile și cu astea. Ea m-a ajutat cu tot ce s-a putut în toate punctele de vedere, dar... Și să zicem că ei... Nu mă pic, și mașina asta cu care ridică gunoiul asta nu se poate cumva, eu știu, repara sau ceva, că efectiv curge, curge după mașină, așa. Chiar azi, dar am vorbit și am ajutat în privința asta cu reparatul mașinii, nu o problemă la desparte. Păi, aș trebui făcut o reclamație la mediu, adică totuși nu respectă niște... Da, poluează, cum ar veni. Da, vă mulțumesc frumos pentru participare. Asta e discuții care se vorbesc după. Declar ședința închisă, vă doresc o frumoasă pentru tot. Mulțumesc.